Au apărut primele concluzii ale autorităților după masacrul de la Bucea. 18 cadavre au fost desfumate și examinate. Victimele ar fi fost ucise în urma împușcăturilor de către armata rusă, lucru care demonstrează că armata lui Putin se face vinovată de crime de război. Autoritățile ucrainene au scos la suprafață 18 trupuri neînsuflețite ale victimelor dintr-o groapă comună de la Bucea. Primele cercetări au demonstrat că în cazul a 16 dintre acestea existau răni provocate prin împușcături, în timp ce două dintre ele suferiseră traumatisme prin schije și răni în urma împușcăturii. Potrivit vicepremierului ucrainean pentru integrare europeană și euroatlantică, Olga Stefanișina. Constatările criminaliștilor întăresc o dată în plus ideile formulate la nivel internațional, potrivit cărora uciderea civililor reprezintă de fapt crime de război pentru care cei vinovați trebuie să răspundă în fața legii. Primarul localității Bucea, precum și procurorul general Irina Venedictova, au declarat că vor identifica fiecare victimă și cu acordul rudelor acestea vor fi înmormântate într-un sector special desemnat în cimitirul local. Potrivit autorităților, doar în Bucea aproape 300 de oameni au fost îngropați în gropi comune. La această operațiune a fost prezentă și șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a vizitat locul masacrului din imediată apropiere a Kievului. După retragerea trupelor ruse și recâștigarea controlului asupra teritoriilor din regiunea Kievului, cadavrele a aproape 410 civili ucraineni au fost găsite de autorități pe străzi, în case, curți și beciuri. Autoritățile ucrainene au declarat că este cel mai mare masacru de la al doilea război mondial până în prezent. Mai multe țări și instituții, precum și Volodymyr Zelensky, au cerut investigarea acestor crime de război și pedepsirea Rusiei. În paralel, sunt căutate mărturii ale populației, precum și probe foto și video pentru a fi folosite în proces.